În acest weekend a fost distracție mare în comuna Zvinița din județul Mehedinți. A avut loc a doua ediție a festivalului Trescovăț. Acest eveniment poartă numele celui mai înalt vârf de pe malul românesc al clisurii Dunării și a fost inițiat pentru a promova minunata zonă. A fost un adevărat festin gastronomic, asezonat cu multă muzică și voie bună. Festivalul Trescovăț Natură și Cultură în clisura Dunării este un eveniment aflat la a doua ediție, prin care s-a dorit promovarea frumoasei zone din Mehedinți din punct de vedere cultural, istoric, turistic și gastronomic. Festivalul Trescovăț este un frumos eveniment organizat la mijlocul toamnei, venit să completeze multiplele evenimente organizate de primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici. Acest an, acest festival se desfășoară pe două zile. Pe 21 am avut o întâlnire a asociațiilor femeilor din zona clisurii Dunării până în zona Mureșului și din Serbia inclusiv. Astăzi am avut în prima parte a zilei, scaladarea muntelui Trescovăț, care este considerat Olimpul din Clisura. În dreptul lui Trescovăț s-a descoperit una dintre cele mai vechi așezări din Europa de acum 8.000 de ani și vechii locuitori divinizau această stâncă Trescovăț, care pe sârbește înseamnă cel care trăznește și aduceau jertfe. Sigur, și în zilele noastre chiar oamenii se sperie de fenomenele naturale de trăsne tunete. Da, acum 6-7 mii de ani în urmă, oamenii erau probabil îngroziți și ca să domolească aceste fenomene, aduceau jertfe. De lungul timpului s-a păstrat această legendă cu Trescovăț și noi acum vrem să păstrăm tradiția, să reînviem această legendă despre Trescovăț și vrem ca în fiecare an să dezvoltăm și mai mult acest festival, să atragem cât mai mulți turiști, de cum avem și în această seară program artistic prezentat de formațiile de ansamblul cultural Dunav, precum și de vecinii noștri de dincolo, din Serbia, de la Kladovo. La eveniment a fost prezent și Alin Tomoescu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, care a rămas plăcut impresionat de acest festival, fiind bucuros că tradițiile încă se păstrează în zonă. Este un lucru foarte frumos, remarcabil, că o comunitate își păstrează tradițiile, valorile și istoria. Este un lucru foarte frumos pentru o națiune să își păstreze identitatea culturală, pentru că în timp, dacă o națiune nu își păstrează istoria națională, nu își prezervă valorile, devine o populație, nu un popor. O populație care poate fi ușor controlată, manipulată cu televizorul, cu mass media. De aceea educația are un rol foarte important într-o națiune. Totodată la eveniment au participat și autorități din România și Serbia, fiind foarte bucuroși de frăția ce îi leagă pe români și sârbi. Mă bucur de invitația domnului primar și comunității din Zvinița, din care fac parte. Mă bucur de tot evenimentul acesta și sper ca următoarele ediții să fie cât mai înfloritoare. Mulțumim OAT-urile și localității pentru tot ce înseamnă păstrarea tradițiilor, ce înseamnă cultură, dans, sport și tot ce înseamnă înfrățirea cu Republica Serbia. Ne bucurăm de tot ce înseamnă parteneriatul nostru, având pe domnii din Kladovo cu formația și cu școala de dans, școala artistică și partea sportivă, cu doamna președintă a Federației de partea sportivă, Asociației de Sportive, și vrem să dezvoltăm cât mai mult pe în viitor, cu, bineînțeles, cu sprijinul autorității locale, tot ce înseamnă acest parcurs al nostru împreună. Ne place aici, că sunt omul, sunt oamenii, sunt buni și la voie tot ce se vrem, sufletul al nostru e și al vostru. Din România. Primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici, este un promotor al turismului și culturii locale, realizând tot felul de festivaluri, punând în evidență frumusețile locului și tradițiile și obiceiurile zonei, marcând evenimentul prin dansuri culturale. Ja mogu samo na srpskom da pričam. Ovo izgleda fantastično. Mi smo veoma vezani kao asocijacija Artepok
za svinjice. Nama dođe ovo kao naša kuća, pa smo rado učestvujemo u svim pozivima iz svinjica i dođemo ovde stvarno sa radošću i gledamo da doprinesemo tom mostu između svinjice i Srbije. I Rumunije i Srbije. Avem o colaborare foarte bună cu primăria Svinița. Suntem ca și acasă și întotdeauna venim cu drag la aceste evenimente organizate de Svinița. De asemenea, președintele Asociației Cehilor din Banat, Pospisil Tiberiu Iosif, este foarte fericit de buna colaborare dintre români și cehi, iar cu această ocazie a dorit să le fie alături cetățenilor comunei Svinița pentru a sărbători împreună. Tradițiile sunt ceea ce putem promova cel mai mult și ceea ce putem arăta clienților noștri, turiștilor noștri. Cum vă simțiți la această sărbătoare? Foarte bine. Svinița este un sat prieten al satului Aibântal și faptul că suntem aproape trebuie să căutăm cât mai multe soluții, cât mai multe variante, să colaborăm și să promovăm împreună zona. Ziua a început cu o drumeție pe muntele Trescovăț, considerat Olimpul din clisura Dunării, iar seara s-a încheiat cu un frumos program artistic reprezentat de formații din Svinița, dar și din Serbia. Oamenii au venit cu micul mare la festival pentru a admira costumele populare, iar copiii au fost acaparați de dansurile, jocurile populare și tradițiile locului. Mi se pare drăguț și mai ales fetele care vor dansa și ei cei mici. Nu știu, mâncarea de aici e bună, dacă mă întrebați. Foarte frumos. Ce ați făcut la acest eveniment? Păi eu am mai jucat pe aici. Deci să înțeleg că ai dansat? Da. Ce dansuri? Românesc și două sârbești. Despre costumația ta ne poți spune ceva despre acest costum? Da, l-am primit de la o femeie mai în vârstă. Îți place foarte mult la Svinița? Da. A fost un adevărat festin gastronomic, ceaune tradiționale cu paprika și de Svinița, tot felul de sortimente de prăjituri preparate de oamenii locului, asezonate cu multă muzică și voie bună. Seara s-a încheiat cu un spectacol încântător de muzică. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea primarului Nicolae Curici.